Carnagiu pe o șosea din Rusia. Trei moldoveni, doi bărbați în vârstă de 37 și 28 de ani și o femeie de 31 de ani și-au pierdut viața după ce automobilul în care se aflau a fost implicat într-un accident de circulație. Șoferul mașinii, moldovean și el, a fost transportat la spital în stare gravă. Impactul a avut loc duminică în regiunea Caluga din raionul Meșciovsk. Vehiculul în care se aflau moldovenii s-a tamponat cu un alt automobil. Corpurile neînsuflețite ale victimelor urmează să fie aduse în țară de către ofițeri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ofițeri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne au plecat astăzi în Federația Rusă pentru a duce acasă cadavrele cetățenilor moldoveni. Totodată, angajații GSU vor monitoriza starea conducătorului auto care a suferit traumatisme și vor organiza transportarea acestuia în Republica Moldova pentru îngrijiri medicale ulterioare. Potrivit datelor Ministerului Situației Excepționale al Federației Ruse, alte patru persoane, cetățeni străini, care se aflau în celălalt automobil implicat în accident, au suferit diferite traumatisme și sunt internați în spitalul raional din orașul Suhinici. Deocamdată nu se știe cine se face vinovat de producerea impactului, dar poliția din regiune a deschis o anchetă penală pe marginea acestui caz.